Hello, hello! Bine v-am regăsit! Hai să vedem care este energia zilei de sâmbătă 18 septembrie. Pentru această zi avem pajul de săbii. Wow! Rămânem tot aici, în această zonă, se pare, a săbiilor, în această zonă mentală, în această zonă de comunicare. Și mesajul pentru această zi de sâmbătă este unul foarte interesant, pentru că pajul de săbii ne atenționează la riscurile pe care le aduce după sine bârfa. Și care sunt aceste riscuri? Păi, în primul rând, riscurile privitoare la imaginea noastră, da? Pentru că atunci când bârfim, spunem mai multe despre noi decât despre persoanele pe care le bârfim. Pentru că o persoană adultă, matură, echilibrată, o să-și dea seama că exact la fel cum în momentul prezent o persoană îi bârfește pe alții care nu sunt acolo de față, la fel o să se întoarcă peste 5 minute când tu nu vei fi de față să te bârfească și pe tine la rândul tău. Și nu cred că merită riscul. Așa că aveți mare grijă și atunci când astăzi vă simțiți tentați să vă dați drumul la gură, să vorbiți lucruri pe care n-ar trebui să le vorbiți, să spuneți lucruri care trebuie să fie confidențiale, abțineți-vă, pentru că aici pajul de săbii poate să vă aducă mari probleme ulterior. Probleme care pot să fie în viața personală, poate pierdeți un prieten sau o prietenă, sau poate cauzați o ceartă sau o problemă în familie, probleme care pot fi la locul de muncă, dacă nu aveți grijă cu documente care ar trebui să fie confidențiale, sau dacă spuneți anumite lucruri care printr-un contract pe care l-ați semnat la un anumit moment dat nu ar trebui să le spuneți, sau faceți lucruri care n-ar trebui să le faceți. Mare atenție, pentru că aici s-ar putea să aveți parte chiar și de repercursiuni legale în instanță. Așa că fiți foarte atenți în această zi să nu încălcați nicio clauză contractuală, aveți grijă dacă cumva o să intrați în contact cu cineva din poliție sau de la o instituție publică, aveți grijă la ce spuneți, cum spuneți, fiți politicoși, fiți respectoși, pentru că aici gura, vorbele, da? Limba prea ascuțită poate să vă aducă probleme pe care de altfel le-ați putea evita cu foarte puțin efort. Pentru cei care sunteți singuri, dacă astăzi apare cineva nou în viața voastră, mai ales cineva tânăr sau mai tânăr decât voi, aveți grijă, pentru că această persoană în aparență este o persoană foarte serioasă, dar are o agendă ascunsă pe care nu vă arată. Și chiar dacă la exterior pare o persoană inofensivă, vedeți aici sub această jachetă, sub această manta, are acolo un cuțit pregătit să vi-l înfigă în coaste atunci când nu sunteți suficient de atenți. Dacă v-ați regăsit în acest mesaj, vă recomand să ascultați și etalările lunare și anuale pentru zodia voastră, pentru ascendentul vostru sau pentru zodia sau ascendentul unei persoane de care ați fi interesat să aflați mai multe detalii. De asemenea, vă recomand și acele etalări în care răspund la întrebări, pentru că dacă aveți o mică problemă, nu știți exact ce să faceți, poate că o să vă fie de folos. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!